Am avut cu toții mari emoții în dimineața zilei de sâmbătă, dar mă bucur că totul a mers perfect. Am reușit să dăm un semnal puternic tuturor operatorilor că Aeroportul Internațional Maramoreș este pregătit pentru preluarea avioanelor de mediu curier. Am avut pe aeroportul nostru aeronavă Airbus 321 cu o capacitate de peste 200 de locuri care a aterizat în cele mai bune condiții de siguranță, a arătat președintele Consiliului Județean Maramoreș Gabriel Zeta. Și directorul aeroportului internațional Maramureș Dorin Buda a subliniat faptul că este extrem de important că o asemenea aeronavă a aterizat în condiții de maximă siguranță, iar în acest moment nu mai există nicio restricție de aterizare pentru niciun fel de aeronavă, indiferent de intemperii. Totodată, șeful aeroportului a declarat că așteaptă ca în cel mai scurt timp de pe aeroportul internațional Maramureș să fie operate în noi zboruri spre alte destinații internaționale.